Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Sick Art Handmade. Astăzi este în 10 iunie 2021. Vreau să vă spun că traversăm o perioadă cu ploi, foarte multe ploi, și în această după-amiază a plouat. Și vreau să facem împreună astăzi un coș așa sumar și să văd ce legume și plante am la acest moment disponibile de consum. Aici sunt castraveții care au crescut și roșiile. Așa cum vedeți, am pus pe toată suprafața din zona răsadurilor de roșii, am pus paie, iarbă cosită și uscată, am pus-o pe pământ ca să țină umezeala, pentru că sigur plouă mai mult decât avem nevoie la acest moment, dar va veni și seceta. Sunt în zona căpșunilor, haideți să vedem dacă putem să luăm ceva de aici. Da, putem, dar ploaia le și strică. Ia uitați cum arată. Da, afectată de ploaie. Asta le vor mânca găinușele. Căpșunile nu sunt foarte mari, dar sunt gustoase și sunt organice. Sunt nestropite, fără niciun fel de intervenție asupra lor. Așadar, la această dată am căpșuni, da? Haideți să mergem mai departe. În zona asta a răsărit și a crescut fasolea, avem ardeiul și vinetele și porumbul dulce. Mi-a răsărit anul ăsta. Nu am curățat zona asta și nici n-am săpăligit, pentru că am vrut să răsară porumbul și n-am vrut cumva să-i fac rău, să-l rup fără să vreau. Avem mentă. Apă cu lămâie, apă tonică cu lămâie, pentru că asta se consumă cel mai mult vara, iar crenguțele de mentă fac casă bună cu băuturile răcoritoare. Mai avem usturoiul, la fel disponibil, și o să-l luăm. Ia să vedem, chiar a crescut. Uitați ce mare s-a făcut căpățâna de usturoi. Da? Și mai avem și în zona aia, și așa cum v-am spus, am pus toate roșiile, răsadurile de roșii pe care le-am crescut. Le-am pus și sunt pe drumul cel bun și ele. Deci avem și usturoi. Mai departe avem leuștean. Deși suntem în iunie, zmeura nu este coaptă.
Aici avem pătrunjelul, pătrunjel de frunze. Ce frumos miroase, chiar frumos. Sigur că se va face mare, dar îl trecem și pe el la coșul de astăzi. Da? Cimbru. Poate fi folosit în sosuri cimbru și la ciorbe, de ce nu? Ce are un miros dumnezeesc. Busuiocul. Da. Bun, tot la sosuri. Spanacul. Mâine am să fac o rețetă cu acest spanac. Am să iau doar câteva frunze pentru a-l pune ca și plantă, ca și legumă bună pentru consum. Da? Morcovul nu cred că este suficient de mare. Ridic. Morcovul este mic. Dacă ar fi mare, s-ar vedea portocaliu un pic la nivelul solului, dar nu. Mai departe, salată verde. Este foarte frumoasă. Ceapă. Asta este ceapa roșie. Uitați ce face ploaia din ea. Și măcar nu a crescut cât ar trebui până la această dată. Asta este ceapa albă și mai jos am ceapa galbenă. Iar aici leuștanul, care din nou a crescut și el. Fără morcov, am zis, da. Cam acestea sunt legumele pe care orice om le poate crește în propria lui grădină și pe care le poate consuma în funcție și de cum și le plantează, le sădește și cum îl ajută natura în zona în care se află cu grădina. Aici vom avea o floare de ceapă care va face semințe. Știți că anul trecut am filmat și am postat pe YouTube floarea de ceapă.
așa cum ea înflorește, cum arată, cât timp îi ia să crească, cum arată semințele. Iar în primăvară experimental am sădit semințele de ceapă și într-adevăr au răsărit răsaduri, cum s-ar spune, de ceapă. Vinetele, ardeii, fasolea, mazăre. Roșiile de la răsadurile mele din 3 martie. Trebuie să pun și în zona asta paie. Și aici sunt tot roșii. Deja am început să le leg, da? Le-am pus țăruși la fiecare în parte. Au înflorit. Haideți să vă arăt și pomul de stafid. Uitați ce fructe frumoase are anul ăsta. Unele sunt coapte, altele nu sunt. Haideți să vedem și floarea soarelui. Aici, în zona asta, am pus dovlecii și porumb dulce.